Foarte dimineața tuturor, 15 iunie 2021 este aici, încercăm din nou biletul cu 4 meciuri, singurul pe care am început de duminică încoace să vi-l propun. Nu mai joc nici la 2 capete, nici la 18 capete, aici pe canal vă voi propune zilnic, cel puțin în următoarea perioadă, un bilet cu 4 meciuri. Unul singur, 4 meciuri, vedem ce noroc avem cu el. Cote de 2 sau aproximativ 2. Propunerile le am în fața mea, vi le dau și vouă imediat. Nu înainte de a vă spune tradiționalul, like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Și haideți să le spunem, să le rostim. Finlanda Veikkausliiga. Acolo joacă Haka cu Lahti. Câștigă oaspeții, câștigă Lahti. 2 solist din partea mea. Mergem apoi în Egipt, Premier League, pentru a viziona meciul dintre El Entagh Al Harbi și Al Gaish. Câștigă și aici oaspeții, câștigă Al Gaish. 2 solist. După aia zburăm foarte, foarte rapiduți în Polonia, divizia a doua, pentru că avem de analizat și vizionat meciul dintre Suwałki și Kalisz. Suwałki, Kalisz, 1 solist, câștigă gazdele, câștigă Suwałki. Încheiem cu un meci din Suedia, divizia a doua. Acolo Sölvesborgs se duel sau Sölvesborgs, cum veți găsi echipa pe aplicații, Sölvesborgs se duelează cu Kristianstad sau, așa cum se scrie echipa, Kristianstad. Sölvesborgs, Kristianstad sau, așa cum se pronunță, repet, Sölvesborgs, Kristianstad. E un match din care, în varianta asta a mea de bilet, vor câștiga oaspeții. Câștigă Kristianstad sau Kristianstad. 2 solist din partea mea. Astea sunt cele 4 meciuri. Acesta este biletul pentru astăzi. Vă urez tot norocul din lume. Dacă doriți să accesați și grupul privat unde jucăm 3 bilete lungi de 15 meciuri plus alte variante scurte, vă aștept în grupul privat de WhatsApp. Aveți toate detaliile de acces cu toate informațiile în descrierea acestui video, ca de obicei. Urez o zi frumoasă și mult noroc cu bilețelul ăsta.